Astăzi avem un eveniment în centrul cultural al comunei Ruginoasa, o acțiune de sărbătorire a zilelor toamnei și a bogăției toamnei, un prilej până la urma urmei de a sărbători avuția pe care toamna ne-o dă nouă în această perioadă. Este totodată și un prilej de a socializa cu cele mai mici vlăstare ale comunei noastre, și asta spun despre copiii care sunt în școala gimnazială Nicolae Apostol, învățământul primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a patra. Vrem să socializăm, să ne bucurăm de bogățiile toamnei, să aducem un zâmbet pe chipurile acestor copii pentru premiile oferite la acest eveniment. Astăzi avem un eveniment important pentru școala noastră, școala gimnazială Nicolae Apostol. Copiii școlii noastre din învățământul primar au pregătit diverse lucrări din fructe și legume, sprijiniți de părinți, dar pot să spun că această activitate a fost în colaborare cu Primăria Comunei Ruginoasa, sprijinul pe care îl avem cu premii. Domnul primar a fost alături, întotdeauna a fost alături de școala noastră și pe această cale vreau să-i mulțumesc. Și de asemenea, în colaborare cu doamna care este responsabilă a Centrului Cultural Ruginoasa, am făcut această activitate. Copiii s-au străduit pentru dezvoltarea deprinderilor, abilităților și, totodată, popularizarea în rândul copiilor pentru viață sănătoasă, trebuie să consumăm atât fructe cât și legume. Vă mulțumesc! Atât copiilor le spun, cât și părinților care au fost alături de noi și ne-au sprijinit în această activitate. În acest an școlar am intervins o activitate în colaborare cu Primăria Comunei Ruginoasa la Centrul Cultural al Comunei noastre. Activitatea de astăzi este intitulată Carnavalul Toamnei. Toți copiii de la învățământul primar s-au străduit în colaborare cu cadre didactice, părinții, și au făcut diverse lucrări din fructe și legume. Eu îi felicit de la început pe toți. Toate lucrările sunt frumoase. Așa. Și pentru străduința lor. De asemenea, mulțumesc și colegilor mei, doamnelor învățătoare, care s-au implicat pentru a se desfășura această activitate. Vor veni în față și vor alege cele mai frumoase lucrări. Pentru premiul 1, premiul 2, premiul 3, pentru a fi premiați. Poftiți! Doamne învățătoare, rog, doamne învățătoare, împreună cu copiii de la clasa a 3-a și clasa a 2-a, să vină, a 3-a și a 4-a, clasa a 2-a. Deci aici sunt expuse, noi avem clase simultane. Clasa 1 și clasa pregătitoare este coordonată de doamna învățătoare Găinariu Alina. Veniți în față, îngeraș, și voi vă uitați la toate lucrările, da? Și clasa a doua, și clasa a treia, așa, și care considerați că ar fi cele mai frumoase lucrări. Ha! Deci, în primul rând, macheta aceea, da? Da. Și voi cei de la clasa a doua? Dar nu le atingem lucrările, da? Ne uităm, le studiem. Deci prima ați ales macheta de acolo, da? Da. Hai, altul.
Da, și el la fel. Acolo ce sunt expuse? Ia să da, dar din ce? Ce anume? Ce figurine? Nu, dar ce anume? Ce figurine? Ia uitați, și aceea e interesant de acolo. Aceea e din cartof. Ce este? Așa. Doamna Învățătoare. Lângul Natalie. Așa. Felicitări, Natalie. Aplaudăm. La fel de frumoase. Deci pot exista și două și trei lucrări la fel de frumoase care considerați. Cum considerați dumneavoastră? Haideți! Eu vreau flori și eu vreau deci... Da, dar s-a spus aia. S-a spus gata. Așa. Care? Deci pentru locul 2, hai ca să vedem, pentru locul 2, cine? Asta? Da. Da. Ia să vedem, foarte frumos. Da, interesant, foarte. Locul 2 aici, așa. Și? Care? Tot la fel, aranjamentul ăsta, de locul, da, da. Rebecca. Așa? Da, interesant. Dar este foarte frumos și bostănelul cealaltă de acolo, nu? Și celălalt. Nu? Nu sunt? Deci, deci eu spun că în locul 2 merită și cele. Sunteți de acord cu mine? Da? Deci sunt trei copii la locul 2, da? Pentru locul 2. Da, da, da. Rog doamnele învățătoare să grijeze dumnealor, pentru că elevii clasei a doua sunt elevii mei. Și nu vreau să... Da, da. Nu vreau nicio influență. Vedeți că avem și noi. În colaborare cu școala gimnazială Nicolae Apostol din Comuna Ruginoasa, a organizat o expoziție numită Carnavalul Toamnei. În această activitate, copiii, coordonați de cadrele didactice, ajutați de părinți, au organizat expoziții cu produse realizate de ei. Ghidați de imaginație și umor, elevii școlii au confecționat figurine din legume și fructe, dorind să sublinieze astfel importanța unei alimentații sănătoase în creșterea și dezvoltarea lor. Școlarii au decis pentru o zi să devină artiști, iar elevii au fost creativi și au realizat figurine haioase și foarte frumoase. În baza ciclului școlar, din care fac parte, elevii vor concura cu expoziții de fructe și legume și vor fi premiați 40, în jur de 40 de copii, între clasa pregătitoare și clasa 4-a.